Ai noroc și v-am găsit, băieții. Salut! Samba de OBS. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer. Eu sunt Alex Faraonu. Băi, ce m-am gândit să fac astăzi în episodul ăsta de Samp? Ne plimbăm așa puțin între timp și, bineînțeles, out. Ce sunt eu aici? Helper 2. Fac și eu stejneuri alături de ceilalți helperi ca să nu... Să n-aibă și probleme acolo, să-i mai ajut. Bine, poate mai fac și reporturi între timp, dar vreau să fac în principal stejneuri ca să văd... Să vedeți voi cum este viața de helper, că eu deja știu. Hai să mergem și noi pe la... Pe la Get Gift să văd dacă l-am luat, că nu mai știu. Să opresc sunetul ăsta, că e enervant. Așa. N-am nevoie de sunet. E... Aici giftul? Da. Ia să vedem. Băi, ce voiam să vorbesc cu voi între timp. Știu că am spus de la început că n-am de gând să mă implic în conflictele ce au fost și încă sunt pe comunitatea Bizon. Însă vreau să readuc în temă cumva ceea ce am vorbit cu voi încă de la început. Vreau să vă spun că nu am de gând, nici n-am avut vreodată de gând să mă implic în conflictele astea, nu v-am chef să mă cer cu nimeni. Am observat că au fost tot felul de, nu știu cum să zic, certuri între Daniel și câțiva, da, n-am luat gift, între Daniel și câțiva jucători ai serverului RPG 3. Ia uite, salut, zice Nicu, Alexandra aici, bună, te pup. Așa. Și am văzut că e destul de urât Daniel de jucători. Mă rog, nu de toți. Mă burează, băi, mă burează cu SMS-urile astea. Așa. Ziceam că este urât de jucători, de câțiva jucători de pe RPG 3. Și, nu știu, în același timp mă bagă și pe mine jucătorii aceia în conflictul pe care l-au ei. Eu am spus de la început că am de gând să fiu prieten cu toată lumea. Nu am urât și nu o să urăsc pe nimeni. Prin acest lucru vreau să aduc în temă faptul că eu când sancționez pe cineva, de exemplu, helper, leader sau orice altceva, nu o sancționez pentru faptul că am ceva personal cu respectivul jucător care face parte din staff, ci pur și simplu îmi fac datoria de admin. Regulile sunt reguli și eu nu pot să trec vederea peste ele indiferent. Și prin acest lucru vreau să spun că este nici chiar o se spune despre favorizările din ultima vreme. Mă rog. Trecem peste chestia cu favorizările și ce mai spuneam, se aducea tot felul de vorbe că, nu știu, nu ies afară sau că stau toată ziua pe Sam și eu, exact cum mi se spunea și lui Daniel. Băi, sincer, eu vă spun ceea ce știu pentru că îl cunosc pe Daniel. Nu știu, poate mă jurați, poate nu. Eu cu omul n-am nimic, deci eu îl cunosc de ceva timp cu omul. Și pot să vă spun că nu este un no-lifer, cum ziceți voi. Acum nu că e o apărare sau ceva, dar pur și simplu țin cu dreptatea. Cum ar veni. Dar, nu știu, nici pe mine mă încântă faptul că mi se spune că sunt, nu știu, un no-lifer sau alte chestii astea. Mai ales pentru că nu am timp chiar de Sam mereu. Eu fac acum mai mult pentru YouTube și ce mai fac datoria în privința liderilor și a helperilor. Mă rog, într-un viitor apropiat o să-și fac adminii 3 datoria în privința helperilor, iar eu o să mă ocup strict de lideri. Fiind cu simulările și cu examenul de bacalaureat. Iar cu YouTube-ul voi posta gen la 2-3 zile. Mă rog, trecem peste chestiile astea. Deci, nu știu, v-aș ruga foarte, foarte mult să... Nu mai mă implicați pe mine în conflictele acestea, chiar dacă sunt admin, pentru că știu că pe Bizon se face hate. Dacă ești admin, gata, ești, nu știu ce, ești foarte prost, să zic așa. Dar, mă rog, nu știu, depinde cum zice fiecare jucător și cum consideră că este un admin. Eu v-am spus așa ca să știți, n-am de gând să fac pe nimeni, cum n-am făcut-o nici până acum. Tocmai de aceea îmi doresc ca nici voi să nu mă atacați pe mine. Hai să terminăm cu discuțiile astea și să trecem direct la datoria de helper. Am voie să-mi fac reclamă pe Adela canalul de YouTube, gen că am postat video nou. Salut! Ai voie să faci
acest lucru cu condiția să filmezi doar statea. Și acum să facem și tradiția cu salită. Ziceți salită manilor. Ziceți salită manilor. Sal. Deci și pe slash-ul, ziceți salită manilor. Ziceți, stai așa să pun un punct aici, ziceți salită manilor. Remember best friend cut now. Da, îl știu pe băiat, chiar n-am nicio problemă cu el. Ziceți salită și aici manilor, care sunteți? E, fac și la FBI și la helper, fac și la FBI și la helper man. Bă, ales când se lege liderul vietnamez, băi, diseară la 8. Faraonul e un nab. Ai post, Nicule? Pe la intersecție sunt și eu. Ia uite, deja primesc bani, ia. Swift admin 6. Swift, ai post, mane? Ia să dăm helpers, help me, sunt 0. Mai așteptam, ia. Ok. Și filmez maneu. Cum fac prin screen? N-am nevoie de un program. Salut. Tastează comanda F8 pentru a face un prin screen în... Hai să dăm și unul. Ai întrebări legate de server, folosește N sau help me. Da. Dau și în engleză, stai să-l copiez. Stai puțin să-mi fac întâi o variantă în engleză. Do you have questions about the server? Use or help me. Ok, aceasta am copiat-o. Ai întrebări legate de server, folosești sau help. Help, mai nu, n-avem și noi? Ah, au preluat ceilalți. Mai nu. Care este forumul serverului? Salut, forumul plății. Presupun că se referă la website. Salut, website-ul serverului este rpg3.bizon.ro, iar forumul este forum.bizon.ro. Acolo poate găsi și informații de atât pe website cât și pe forum. Băi, merge cam slăbus pe la ora asta cu helmiurile, că na, nu sunt și player foarte mulți, se apropie și școala, dar hai să trecem peste faza asta cu școala, că deja mă apucă nervii. Da, hai să vedem. Poate ajutăm și lider ceva, nu numai helperi. Fix, 5 lei. Da. Vin acum. Hai că mă duc să-l iau și pe nabul ăsta. Exact. Hai să mergem să vedem. Facem cu domnul Nicu. Poate facem puțin spray, puțin așa la catering, că nu știu. Bă rog, nu cred că merge pentru că sunt și în departament și nu e să mă pun la mafie. Dar mă ocup în principiu de helperi. Bine, să colectez la partele. Post. Bin mani. Unde este la intersecție, mă, că nu-l văd? Hai, pe contrașanță. 25 pus wrong. Tinic, mă, băi. Hai, în spate. Hai. Bin mani.
Ia uite, îl mare mafiu și îl pe aici la mine, pe G. Vezi că vin CNN-ul sau. Sal. Uite un nab, uite nabul cum mă. L-a omorât, mor! M-a dărâmat nabul. Așa. Am abuzat puțin ca să urc pe pod. Puțin. Măcar o oră. Nu pod, manule. Să câz. Sal. Nu, am SMS-uri. Deci a fost. Vezi, mă. Dacă sunt în facțiune verde, am family pe Alcon și nu am intrat 4 zile. Ies cu 3 din 3. Stai puțin. Ah! Cred că se referă că n-ai intrat 4 zile pe acel cont. Salut! Poți fi demis pentru inactivitate. Te-am anunțat. Poți face selfie pe acest server? Salut! Există un mod pe forum.bizon.com la secțiune. La secțiunea de moduri. Pentru self. Nu merită să fac quest-ul? Salut! Eu consider că se merită deoarece este un premiu de bani. E bine ori jucat 164 cu 13 level. Mai nu. Salut! Este destul de bine. Încearcă să mai faci o. La 6 ore parcă? Bă, la 6 ore se dădea gift? Aproape de sine. Salut! Poți da deci gift. Tată. Hai să iau heal. Hai să luăm heal. Heal de la Nabu. Să. Usă. Mai nu. Salut. Dacă acesta este online, poți să tastezi ID numele lui. Exemplu. Exemplu. ID Alex Faraon. Îi scriești cum intru la clanul taximetriștilor. Cine? Cum intru în clanul taximetriștilor? Foarte ciudat, cred că se referă la facțiune. Salut! Cred că te referi la facțiune. Pentru a intra facțiune de tip taxi, îți trebuie. Hai că-i dau anul. Stai așa că am anul. Mai nu. Anul. Salut! Salut! Cred că te referi la facțiunea de taxi. Da. Corect? Cam asta este viața de helper, ca să vedeți și voi. Se fac destule puncte, zic eu. Deja am, nu știu, cred că am vreo 10 puncte. Cred, nu știu sigur. Și trebuie să gândești destul de logic, adică totul se bazează pe regulamentele actuale. Ok, deci cum spuneam, se referă la facțiune. Pentru a intra
Pentru a intra într-o facțiune de tip Taxis trebuie minim level 5 și o aplicație pe website-ul serverului. Website-ul fiind rpg3.bizon.ro cu www. Te mai ajut cu ceva? Într-un viitor apropiat, poate o să facem și pe adminii, să zic așa, ceea ce sunt eu. Deși nu știu dacă am voie să stau pe codat în timpul episoadelor, de cum a căzut nubul. Salz. Hai să dacă am level 6. Ai level necesar pentru a intra, trebuie aplicație pe website. Aplici când este, când sunt, era zic când e deschis aplicația, când sunt deschise aplicațiile la acea facțiune. Tastează factions pentru a vedea. Unde sunt deschise. O aplicație cu toate informațiile despre tine. Atât din viața reală, cât și joc. Ai un model de aplicație la fiecare acțiune. Azi mani. Mă plimb cu una pe motoretă să mor eu. Dar lasă că... E bine și cu el. Filmez, bă, nu live. Bun. Hai că e și nab, eu când ai că e nab. Ne mai ajut cu altceva? E, nic cu apă, mare să vă transmită ceva. Banilor, vreau să vă spun, vă aștept pe Metin pe CH3, că pe CH1 e lag. La Uriel, cred că se referă. Uriel, Uriel Mani. Observ că nu răspund, se consideră că ești afecat. Dacă rămân fără combustibil la mașina de gunoi, ce fac? Salut! Hai să dau un skip că Elene, mă gândesc. Dacă nu mai aduc aminte parola de la PIN, cred că se referă dacă nu mai aduc aminte PIN-ul. Măsumane, Anus, salut! Poți intra pe website-ul rpg.ro. Te duci la secțiunea My Account și Double Secure. Da, se dau ca acolo ai opțiunea de recuperare PIN. O pupă dulche. Băi, am făcut destul de întrebări, zic eu. Hai să facem și o poză cu domnul Nicu. Hduty, ieșim de pe Slash Duty. Make helper, Alex Fara 3, aici nu mai pot să fac nimic, dar se mai termină mai mic duty, că spune că nu sunt helper, cică. Bun, cam acesta a fost și episodul de San Andreas Multiplayer. În mare parte am vrut să spun că nu am de gând să mă implic în conflicte, am repetat-o și o repet, sper să nu am probleme cu nimeni și dacă am greșit cuiva cu ceva, chiar îmi pare rău, chiar o spun serios că îmi pare rău. Dacă ai ascultat până la capăt acest video, mulțumesc frumos, dacă nu ai ascultat până la capăt, mulțumesc din nou că te-ai uitat măcar la început. Și dacă v-a plăcut videoul, nu uitați să dați like, share și subscribe acolo și cine îl prinde pe Nicu cu apă, mă, pe RPG3 să-i dea o bătaie frumoasă. Până atunci, ne auzim data viitoare. Pa, pa!